numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, după cum ați auzit și cum s-a rânduit, ca un fel de, spun eu, oră de cateheză, ca un fel de oră de discuție mai liberă sau mai deschisă, mai puțin filozofică și mai mult practică. Ați auzit foarte des pe Mântuitorul Iisus Hristos folosind un cuvânt. Sau ca să spun, îndemnându-și ucenicii. Pace vouă! Mai mult decât atât, bucurați-vă! Luați Duh Sfânt și toate celelalte. Nimeni nu poate argumenta această mărturie a Mântuitorului Iisus Hristos decât Sfânta Scriptură, care este Cartea de Căpătâi, sau Cartea Vieții, sau Cartea Neamurilor, sau Cartea cea din tâia neamului omenesc, insuflată de Duhul Sfânt, prin proroci și prin oameni aleși. De ce am vrut să încep lucrul acesta? Pentru că noi știm că tot adevărul despre credința creștină, despre neamul omenesc, istoria neamului omenesc, legea morală a neamului omenesc, filozofia neamului omenesc, poezia neamului omenesc, sunt cuprinse în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură sau Biblia, cartea sau colecția cărților Vechiului și Noului Testament, este o alcătuire nu de mână omenească, ci prin lucrare dumnezească, și această lucrare dumnezească s-a făcut prin două lucruri rânduite de Dumnezeu. Revelație naturală și revelație supranaturală. Mai întâi de toate, tot îndemnul Sfintei Scripturi și tot Mântuitorul Iisus Hristos și tot Sfânta Scriptură ne spune: cercetați Scripturile și veți afla viață veșnică, sau veți avea viață veșnică. De ce? Sfânta Scriptură este și Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este temelia sau piatra de căpătâi despre care Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cine va schimba o iotă sau o cirtă din lege, vrednic este de ghienă. Și iată că această carte, numită Sfânta Scriptură, de-a lungul neamului omenesc, a avut vremi și timpuri când a existat și când n-a existat. Deci cei din tâi oameni, după cum spun tradițiile, și când spun de tradiție, spun de sora Sfintei Scripturi, arată că scrierea ar fi fost adusă de la îngeri, prin sit. Dar tot tradițiile ne arată că cele din tâi cărți ale Sfintei Scripturi au fost scrise de Moisi între 1400 și 1500 de ani înainte de venirea Mântuitorului. Deci timp de 4000 și ceva, aproape 108 ani, neamul omenesc a transmis din generație în generație, prin viu grai, învățătura predată de la Dumnezeu și, cum v-am spus, aceasta fiind și pe cale naturală și pe cale supranaturală sau suprafirească, adică pe calea revelației, iată că cea din tâi revelație și cea mai puternică pe care a întâlnit-o omul în viața sa personală a fost însăși facerea lui de mâna lui Dumnezeu. Deci nimeni n-a putut să vorbească mai frumos cu Dumnezeu prin conștiință și prin gând decât a vorbit Adam. Adam a fost cel care a văzut lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și s-a bucurat de frumusețile raiului. Adam a fost cel întâi care a auzit glasul lui Dumnezeu și s-a bucurat de slava și de iubirea lui. De ce? Revelația nu face altceva decât să ne descopere dragostea și iubirea lui Dumnezeu față de om. Dar în același timp, tot Sfânta, să-i spunem, și dumnezeiasca familia protopărinților noștri, zămislită și creată de mâna lui Dumnezeu, din pământul alcătuit, cum spune psalmul de la mezonoptică, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, această plăsmuire din pământul virgin, s-a făcut la voia lui Dumnezeu și nu la voia omului. Deci nu omul s-a cerut făcut, ci Dumnezeu a vrut să-l facă. Dar iată că în clipa în care omul a greșit și a fost izgonit din rai, el a trecut pe pământ, s-a cufundat în cele lumești, s-a îngroșat simțurile, i s-au alterat mintea și toate celelalte simțuri duhovnicești, nu total, ci parțial, și a început să uite.
Și Apostolul Pavel ne confirmă acest lucru. Zice, nu vă pierdeți vremea în lucruri lumești și în deșertăciuni. Părinții noștri au pribegit în piei de oaie și în corpuri. De ce? Adam, cel ce ieșise din rai și cunoștea bucuria și slava dumnezească, n-a mai simțit nevoia să locuiască în palate zidite, zugrăvite, după anumite arhitecturi sau după anumite stiluri, ci și-a ales viața singuratică, și-a ales viața în preajma raiului, unde a plâns și s-a rugat tot timpul de iertare lui Dumnezeu, dar porunca era hotărâtă și veșnică. Cunoașteți femeia, fă-ți copii, urmează să neam omenesc, îți voi da un răscumpărător și așa mai departe, până când a trebuit să se nască Mesia Hristos și până când a trebuit să fie o Fecioară Maria și până când a trebuit să fie un calvar al crucii și apoi omul să ajungă să se ridice la starea cea din tâi prin voia și silința lui Dumnezeu, prin iubirea cea mai presus de firea lui Dumnezeu care și-a dat pe unicul său fiu la moarte pe cruce. De unde știm noi aceste lucruri? Aceste lucruri sunt păstrate ca o comoară de neprețuit a bisericii, fiindcă biserica este organul judiciar, dacă vreți, sau organul canonic care poate să stăpânească acest lucru, adică are autoritatea asupra Sfintei Scripturii. Nu pentru că ea este autoritară, ci pentru că l-are cap pe Hristos, care este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, și tot ea are autoritatea asupra Sfintei Tradiții, despre care nu astăzi vorbim, ci doar amintim, fiindcă nu putem vorbi de Scripturi și de tradiții una fără alta. Adică mai întâi tradiția a existat și despre ea putem doar spune să vă rămână în minte două lucruri ușoare și ușor de priceput. Ea este și statică și dinamică. Adică, ce face tradiția? Nu vine să schimbe legea, ci vine să o desăvârșească. Nu vine să modifice legea, dar vine să o îmbogățească. Adică, caracterul static al tradiției este caracterul dogmatic, pe care îl preluăm din cărțile și din învățăturile Sfintei Scripturi, iar caracterul dinamic îl preluăm din învățăturile pe care le întâlnim, la fel de frumos exprimate în Sfânta Scriptură, sub aspect tradițional, fiindcă nu s-au scris toate deodată și într-o fugă, ci noi știm prea bine că întâi și-a scris Moise, Cartea Facerii, Ieșirea, Leviticul, Deuteronomul și cinci cărți. În fine, mi-aduc aminte și vă spun. Deci a scris întâi cele cinci cărți și apoi mai târziu s-a scris prorocii, după aceea s-a scris pildele lui Solomon, după aceea s-a scris psalmii și apoi ceilalți proroci mai mici, până s-au alcătuit un canon de cărți. Ei, acest canon de cărți, în termenul lor ebraic, ca să spunem așa, care înseamnă formă, înseamnă alcătuire, înseamnă numerotare, înseamnă ca o legislație, ca o rânduire și a luat mai târziu forma grecească de normă și apoi până în zilele noastre și-a luat denumirea de normă canonică, adică canon, numărul cărților care alcătuiesc această scriere. Și Sfânta Scriptură a fost aranjată, deci și așezată în cărți după anumite forme. Și cea din tâi formă după care s-a așezat Sfânta Scriptură a fost cea a cărților care s-au scris cu caracter practic, cu caracter moral și cu caracter științific. Deci când spun caracterul moral, mă refer la toată legea lui Moise. Deci cele cinci cărți. Când mă refer la caracterul practic, arăt tot ce au făcut prorocii și tot ce au prescris și au arătat ei, iar la caracterul științific, deci legea, profeții și psalmii și așa mai departe, cum arată la evrei, n-au făcut altceva decât să ne arate nouă că în literatura universală nu există carte mai esențială și mai decăpătâi, cuprinzând toate termenele necesare gândirii neamului omenesc, încă din vechime, dar sub forma lor brută, grosolană, necioplită. Nimeni nu știa pe acea vreme, până la Galileu Galilei, că pământul e rotund. Dar iată, David în psalm spune, mântuirea e făcută în mijlocul pământului. Nimeni nu știa, deci nimeni nu știa vreodată că soarele are și el o anumită mișcare, pe care prorocul David o arată ca un uriaș ce aleargă cale de la capătul cerului până la cealaltă margine. Și nimeni nu s-ascunde de căldura lui și de lumina lui. Nimeni nu știa vreodată de caracterul matematic
al profețiilor Mântuitorului. Și iată că scrie mai departe acolo, zice, piatra din capul unghiului pe care n-a băgat-o David, spune în Psalm, n-au băgat-o în seamă ziditorii, de la Domnul s-a făcut aceasta. Și multe alte învățături pe care Sfânta Scriptură le aprofundează mai concret, respectând caracterul ei sacramental și sacru, fără a se contrazice între ele. De aceea, când ne uităm și în cărțile Noului Testament, vom vedea la fel că cei patru evangheliști își scriu Evanghelia la timpuri diferite. 40, 45, 60, 80, 100, Apocalipsa, chiar anul 90 și ceva. Și ele nu se contrazic între ele, ci cei patru evangheliști, fiindcă au fost mult mai multe evanghelii care s-au numit și apocrife, de exemplu Evanghelia lui Toma, Evanghelia altor Sfinți Apostoli, deci din cei 70 care au mai scris, dar s-a ales ca mărturia celor patru evangheliști să fie doi din cei 70 și doi din cei 12. Dar care au fost cele mai asemănătoare și cele mai relative, cu relatarea cea mai concretă, s-au ales a fi canonice, dogmatice și drepte pentru a fi lăsate neamului omenesc. N-au fost scrise într-o hotărâre de mândrie sau de slavă de șarte, ci au fost scrise la cererea și la inspirarea Duhului Sfânt pentru popoarele și vremurile de atunci. Deci nu s-au apucat profeții să scrie sau s-au apucat să scrie evangheliștii știind unul de celălalt. Unul și-a scris-o în vremea lui, unul în vremea celuilalt, dar inspirația Duhului Sfânt a făcut ca învățătura să fie aceeași. Și iată de aceea Sfânta Scriptură, după toate aceste rânduiri, a fost așezată în canoanele ei, deci în rânduiala ei canonică, să aibă în total, deci să aibă în total 66 de cărți canonice, din care 39 sunt ale Vechiului Testament și încep cu cărțile lui Moise și se termină cu prorocul Maleahi, iar Noul Testament să aibă 27 de cărți, deci cei patru evangheliști, Apocalipsa și apoi toate epistolele care au fost inclusiv Faptele Apostolilor și cele 14 cărți necanonice, dar care au învățătură bună, sănătoasă, folositoare economiei mântuirii neamului omenesc. De aceea trebuie să vă rămână în minte un lucru ușor de ținut minte. Atunci când veți găsi Evangheliile stâlcite sau când veți găsi Scripturile stâlcite de acele ediții britanice și sectare, să nu vă spăimântați atât de Noul Testament sau de Vechiul Testament, pentru că o parte din text, deci o parte din text a fost schimbat, o parte a fost extras și anulat, iar o parte a fost modificată. Deci fără o rușine sau fără o întristare sau fără o mâhnire, puteți să decupați frumos Noul Testament, îl puneți frumos pe foc să ardă, iar Vechiul Testament, istoria sacră a Vechiului Testament, o puteți păstra, că aceea nu poate fi alterată cu nimic. Sectarii sunt niște oameni slăbuți din punct de vedere teologic, ei au doar o literă de suprafață, din care nu știu, ei și-au făcut un fel de versete și de paragrafe după care se ghidează tot timpul și lucrează tot timpul și caută să corupă lumea și să o ducă la pierzarea sufletească, dar nu se bagă prea mult în Vechiul Testament, pentru că nu-l prea știu și nu-l prea înțeleg. Vechiul Testament este cartea cea mai grea, sau istoria omenirii cea mai adâncă și mai greu de scris. Nici o istorie modernă, medievală, contemporană, antică sau orice fel de istorie n-a fost în măsură să prezinte mai bine vreodată originea vieții omului, pe cum a prezentat-o Moise în cartea Genezei, deci facerea, și mai departe, deci prorocii care au arătat și tot ce cuprinde Sfânta Scriptură în cărțile Vechiului Testament. Apoi a fost profeții ceilalți, începând de la Iosua Navi și până la până la Isaia, deci la fel, cărțile legii celei vechi, unde profeții au scris și au arătat venirea Mântuitorului în diferite forme, cum spune, de exemplu, sceptrul se va arăta din Iuda și stea din Iacov, ia Isaia, fecioara va lua în pântece și va naște prunc, și multe alte învățături, deci multe alte profeții despre venirea Mântuitorului și despre mântuirea neamului omenesc, pornite toate de la un mers simplu de esență. Tot ce au scris profeții și prorocii s-a împlinit într-un singur cuvânt scurt,
a lui Dumnezeu Tatăl atunci când a avut discuția cu Adam în Rai. Tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Atât a fost și cel mai concret lucru care n-a putut fi schimbat sau modificat de nimeni. Pentru că prin femeie a venit căderea și prin lemn și tot prin femeie și prin lemn a venit mântuirea. Eva a fost cea căzută, lemnul pomului cunoștinței binelui și răului, o travă răufăcătoare a neascultării omenești, iar lemnul crucii a fost tocmai binefacerea și mirodenia duhovnicească a mântuirii neamului omenesc prin jertfa crucii și Maica Domnului, femeia prin care a venit sămânța care avea să stârpească capul șarpelui. Dar pe marginea acestor învățături s-au scris zeci și mii de cărți pe care evanghelistul Ioan le relatează și le spune destul de frumos în Evanghelia 11-a și a 7-a înviere. A 7-a. Zice, și multe alte lucruri a făcut Mântuitorul. Și dacă toate s-ar fi scris, cărțile n-ar fi încăput în lumea aceasta. Dar atunci când s-a rânduit ca Scriptura să rămână cartea cea mai de căpătâi, atunci Scriptura a rămas cartea care a concentrat întreaga învățătură. Și spune că au avut mai multe împărțiri. Eu am notat doar câteva, pentru că sunt lucruri care mai puțin vă interesează. Atât evreii cât și creștinii au scos întotdeauna din Scripturi caracterul liturgic, practic și științific. De exemplu, evreii în secolul II înaintea de Hristos, adică jidanii de astăzi, au notat Scripturile ca fiind legea, profeții, psalmii și celelalte. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos le relatează ordinea. Întâlnindu-se la Emaus cu cei doi, le-a vorbit lor Scripturile, începând de la Moise și proroci și până la psalmi, arătând ce avea să pătimească pentru mântuirea neamului omenesc. Mai departe, când bogatul din iad striga și spunea, Doamne, trimite pe Lazar să moaie degetul că mă topesc de căldură, iată din nou cuvântul ce spune Avram, cel patriarhul cel vechi. Zice, frate, adu-ți aminte că ți-ai luat cele bune în viață și apoi nu mai uita. Și frații tăi care sunt pe pământ au pe Moise și proroci. Moise referindu-se la tot ce înseamnă lege, iar prorocii tot ce înseamnă venirea Mântuitorului și mântuirea sufletului. Și a spus, dacă n-ascultă de ei, nici de morți n-ascultă. Dacă ar învia și ei. După aceea, o altă categorie de clase a împărțirii Sfintei Scripturii au fost o clasă a cărților lui Moise, o clasă a profeților, iar și profeții la rândul lor s-au împărțit a fi profeți. Anteriori și posteriori. Anteriori, adică primii, până la Iosua Navi. Cine a putut fi cel mai mare profet decât Moise? Și când mă opresc la profetul Moise, facem concret două analogii. Ce înseamnă revelație dumnezeiască? Descoperirea adevărurilor despre Dumnezeu omului. Nu la voia omului, ci la voia lui Dumnezeu. Dacă cineva spune că omul nu poate să primească revelația, dogmatica și învățătura ortodoxă vine și arată clar că omul este în măsură să primească dogmatica unei revelații sau revelația propriu-zisă în sufletul lui, în mintea lui, în graiul lui insuflat de Duhul Sfânt, cum? Prin faptul că este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta se relatează destul de frumos. Au fost revelații totale, adică venirea a însuși Fiului lui Dumnezeu și au fost revelații suprafirești, deci supranaturale sau dumnezești, date profeților prin acele harisme ale Duhului Sfânt. Deci un profet sau un proroc nu prorocește că vrea el, ci prorocește că așa îl inspiră Dumnezeu. Ca drept dovadă că și Moise, un om gângav la limbă și nepregătit, cum spune acolo, zice, mie nepriceputului și gângavului în acatistul Mântuitorului, dă-mi mie să pricep și spune acolo, bucură-te mai departe și așa mai departe, Iisus e Fiul lui Dumnezeu și toate celelalte. Dar mă opresc la altceva. Deci Moise, fiind un om nu prea învățat, dar înțelept, de ce spun înțelept? Fiindcă a trăit la curtea lui Faraon. A avut de la curtea lui Faraon din Egiptul de altă dată, care a avut numai 12 generații de împărați înainte de potopul mare, când au fost în necaz uriașii, și au avut toată cultura astrologiei, toată cultura filozofiei, a spiritismului, a oricărui lucru, deci care le-a fost
în putere, fiindcă au fost o dinastie foarte puternică, dinastia egiptenilor și a faraonilor, încât Moise la curtea lui Faraon s-a umplut de înțelepciunea cea lumească. Iar când a omorât pe egipteanul care chinuia pe evreu, a fugit în pustie, a ajuns la preotul Ietro, i-a păscut oile, s-a căsătorit și așa mai departe, iar când Dumnezeu l-a chemat prin revelație și nu l-a chemat trăgându-l de mâneci, și i-a spus, Moise, trebuie să slobozești pe poporul tău, iată că i-a descoperit două revelații, una în priceperea minții lui și alta în nepriceperea minții lui. Și iată ca să vedeți cum. Aici vorbește și tradiția stă de față, deci cu aspectul ei static și aspectul ei dinamic, dar stă în același timp și mărturia Sfintei Scripturii însuflată de Duhul Sfânt. Și iată ce spune. Întâi se arată un rug aprins, în care, apropiindu-se și văzând că nu se termină, el spune, zice, aude un glas, descalță-te că locul pe care calci este sfânt. Deci preînchipuia puterea Harului lui Dumnezeu, care va putea veni peste firea omenească slăbănogită și împăcătoșită prin căderea din rai, în care avea să nu se ardă, ci să ajungă din nou în focul treimii. Lucru adecvat și arătat prin înălțarea la cer a Mântuitorului, când El se suie din nou în slavă, cum ne spune simbolul credinței, de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morți. Dar nu aceasta. A doua oară este chemat în muntele Sinai, unde în glas de tunet, trâmbiți, foc, fum, vuiet, cu tremur, primește vorbind cu Dumnezeu, nu față către față, ci cu spatele lui Dumnezeu vorbind. Dumnezeu i-a stat cu spatele, pentru că fața lui Dumnezeu nu este cu putință oamenilor a vedea, căci către ei nu caută, nu putează căuta oștile îngerești. Și îi dă legea, sau îi dă decalogul, cele 10 porunci, care întâi se pare, cum spun tot tradițiile și vin și îmbogățesc spiritualitatea noastră creștină, că ar fi fost table de safir și apoi table de piatră, pentru că și inima poporului era tot de piatră și se înclina mereu spre păcătoșenie. Faptul că Dumnezeu a ales poporul iudeu ca un popor în care să-și reveleze venirea mântuirii omului Dumnezeu în lume, a fost faptul că Dumnezeu a vrut să îmblânzească cel mai sălbatic popor. Deci nu l-a ales fiind un popor ales. I-a dat denumirea de popor ales fiindcă s-a ales el din el. Dar aia a fost voința lui Dumnezeu ca el să rămână ales. Dar el a fost un popor îndărătnic, cum arată psalmii lui David, cei care îi citiți acasă și vedeți câte au făcut și câte îndărătnicii și-au vrut și carne și apă în pustie și-au vrut și pământuri bune și-au vrut să cucerească și popoare și le-a dat lor Dumnezeu de toate. Dar când s-au încăpățânat și s-au îndrăcit și-au călcat poruncile, Dumnezeu i-a pedepsit și oasele le-au rămas în pustie. Deci, după ce a primit tablele legii, Moise mai vorbește cu Dumnezeu pentru ultima oară în muntele Nebo, unde este și sfârșitul și tot tradițiile vin și ne învață că Arhanghelul i-ar fi ascuns trupul să nu-l idolatrizeze poporul iudeu și tot Arhanghelul avea luptă cu diavolul, învățându-l pe om să nu se certe cu satana, cum spunem noi, blestemul de satană, ci să spunem invers, certe-te pe tine Domnul, că Dumnezeu este în măsură să se certe cu diavolul cei răi și ispititori. Și ne-a învățat pe noi că Dumnezeu lucrează prin mesager. Deci revelația totală e Fiul lui Dumnezeu, iar revelația parțială, ca să spun, este lucrarea prin îngeri sau descoperiri interioare sau în afară. Și trecând mai departe, deci de la profeții anteriori, peste care intră și Avram, cel care stă de vorbă cu Fiul la Sfânta Treime. Ca să știți, cu Fiul a stat de vorbă la Sfânta Treime. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Mă voi pogorî și voi vedea, i-a spus îngerul. Vom merge în Sodoma și Gomora și vom vedea. Iată altă revelație reală și concretă și jurământ pus între Dumnezeu și om, toată partea bărbătească să-ți o tai, iar când voi veni la anul, Sara va naște prunc și ea râdea după cort, acolo fiindcă nu credea minunii. Trecând și mai departe și intrând mai adânc, vom vedea că profețiile și toate revelațiile Vechiului Testament și toate învățăturile prorocilor au venit în context exact cu învățătura pe care Mântuitorul a venit să o desăvârșească în Noul Testament, când a spus, nu stric legea, ci doar o împlinesc. Botez de tăiere împrejur, el vine și se botează de la Ioan cu apă. Acum revelațiile fiind totale
și minunile neînțelese de mintea omenească devin mai presus de fire și atunci sigur că a fost nevoie să se stabilească un caracter concret al Sfintei Scripturi și a învățăturilor cărții Sfintelor Scripturi ca să nu se cadă într-o erezie sau într-o schismă sau într-o învățătură greșită, cum bine știm că au fost suficiente erezii de-a lungul vremilor și până la Dumnezeu, deci până la Iisus Hristos. Noi știm prea bine ce făceau fariseii, cărturarii, saducheii și toți cei ce se țineau că ar fi drepți și cunoscătorii Vechiului Testament și să formau legea sau sinedriul și păstrau Tora Vechiului Testament, dar știm prea bine și Noul Testament de la înălțarea Mântuitorului și până astăzi câte secte au izvorât din sânul Bisericii. De ce? Tocmai prin interpretarea greșită a Sfintei Scripturi și prin interpretarea după mintea omenească. Un lucru care am căutat să-l mai prezint, tot Scriptura așa are patru caractere. Legislativ, deci legat de cartea lui Moise, istoric de cartea lui Iosua, didactic de toate cărțile psalmilor, cartea lui Iov, cântarea cântărilor și cărțile profetice, adică prorocii care au fost patru mari, Ieremia, Isaia, Ezechiel și Daniel și cei mici. Deci, începând de la, nici nu-i țin minte din cap, că sunt foarte mulți, dar Osi, Amos, Miheia, Ioil, Avdi, Ionan, Aum, Avacum, Sofronia, Gheu, Zaharia și Maleahi. Ei, toți acești proroci nu și-au prorocit prorocii personale, ci prorociile au fost și ele la rândul lor de două feluri. Au fost prorocii cu caracter lăturalnic, pe care Dumnezeu le-a putut îndelunga, și să vă dau o pildă ca să o înțelegeți, trebuia ca poporul să șadă, să rătăcească în pustie numai 400 de ani. Și i-a ținut 430 de ani. Și când a întrebat de ce, pentru că nu s-a împlinit păcatele poporului. Împărăția uriașilor trebuia să țină 200 de ani și a ținut 194 de ani. De ce? Că au prisosit păcatele poporului. Venirea pierderii poporului de nivitenilor, la fel, când stătea Iona și propovăduia, trebuia să fie spre pierzare și iată că Dumnezeu a îndelungat-o cu 200 de ani. Și întreabă Iona pe Dumnezeu. Zice, cum? Eu aștept pierzarea unui popor și tu mă ții aici în soare să arde arșița, că el era chelbos și stătea în arșița Torida Nineviului pe coasta mării și să încălza sub umbrusturi cel aros vermele și s-a uscat, la care Dumnezeu îi spune. Și că tu plângi pentru un brusture, că te țin în soare, dar eu nu plâng pentru un popor ce se pocăiește în sac și cenușă. Și a venit căderea cetății Ninivii cu 200 de ani mai târziu. Ei, aceste prorocii despre care vorbește Mântuitorul au fost prorocii exacte și prorocii care s-au împlinit mai devreme sau mai târziu la timpul cuvenit. Exacte au fost venirea Mântuitorului în lume la vremea vremii sau la plinirea vremii. Exact a fost nașterea din Fecioară, care n-a putut fi schimbată și a fost mărturisită chiar de înger. Și tu, puterea celui preanalt, te va umbri și vei naște. Exact a fost răstignirea Mântuitorului, când arată clar și m-au întins de sau numărat au toate oasele mele, pentru că mașa mea a aruncat sorți. Și multe alte pe care prorocul David le arăta cu aproape 2000 de ani înainte, se împlineau acum în Sfintele Scripturi. Iar când Ioan Botezătorul spunea, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, în acea clipă pe cruce stătea mielul lui Dumnezeu ce prin înjunghierea în coastă, cum spune la proscomedie, ca o oaie ce o tunde pe dânsa și cum spune mai departe și unul din ostaș cu sulița în coasta împuns și data a ieșit sânge și apă. Acestea au fost împlinite în tocmai Sfintei Scripturi. De ce lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu unde voiește să biruiește rânduiala firii, iar unde Dumnezeu rânduiește toate se împlinesc cum trebuie spuse. Pentru că o întrebare care a fost pusă cândva a fost și aceasta. Zice, Părinte, se știe clar că trebuia să răstihnească Mântuitorul. Se știe clar că trebuia să-l vândă cineva. Dar de ce este vinovat Ana și Caiafa și Iuda că tocmai ei lor le-a picat să facă aceasta? Nimeni nu spune că lor le-a picat să facă aceasta. Puteau să o facă, puteau lor să li se fi rânduit să facă aceasta, dar tot lor li se dădea posibilitatea de pocăință. Deci foarte bine Ana și Caiafa, văzându-l în via din morți, să nu spună dați bani și spuneți că l-au furat.
Foarte bine văzând mormântul gol și pe apostol propovăduind Evanghelia la toată făptura și vorbind în toate limbile pământului, să nu-i bage în temniță și să spună, nu mai vorbiți despre Hristos acesta al vostru. Sau putea foarte bine Iuda să se pocăiască și să plângă ca și Petru, care a făcut mai mare categorisire de păcat, lepădându-se și blestemându-se că nu-l cunoaște. Deci nu faptul că Mântuitorul a ales ca vremea anumitor persoane să fie vremea rânduită răstignirii lui, ci starea lor, ei au făcut rău neștiind că fac binele. Așa și prorociile, ele s-au împlinit fără ca noi să ne dăm seama. De aceea Sfânta Scriptură, am ales doar câteva expresii care să vă rămână în minte, este numită Cartea Vieții ce cuprinde adevărul absolut. Ioan, capitolul 17, cu 17 versetul. Cuvântul cel bun, la Evrei 6 cu 5, cuvântul credinței, la Romani 10 cu 8, Pavel, cuvântul mântuirii, la Fapte 13 cu 26, cuvântul vieții veșnice. Și iată cum e cu cuvântul vieții veșnice. S-au adunat cei 70 de apostoli și toți ucenicii Mântuitorului și stăteau în jurul lui. Și Mântuitorul, după ce a hrănit cu pâine în pustie și a plecat cu corabia trecând de cealaltă parte a mării să predice în continuare învățătura mesianică, ei l-au înconjurat și Mântuitorul le vorbea de răstignire. La care acești ucenici ai lui, auzind că vor fi dați la bătăi, la mungi, vor fi duși prin sinagogi, vor fi omorâți de frați, de părinți, de surori, crezând că aduc jertfă bună lui Dumnezeu, s-au înspăimântat și au fugit. Și au rămas cei 12. La care Mântuitorul i-a întrebat, voi de ce nu plecați? Și atunci s-a auzit cuvântul frumos care se spune la Ioan 6:63-69. La tine am aflat cuvântul vieții veșnice. Deci iată de ce. Scriptura este cuvântul vieții veșnice. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 16:32. Scriptura este cuvântul lui Hristos. Coloseni 3:16. Iar toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca omul să fie desăvârșit în temelia adevărului. 2 Timotei 3,16 și 7. De ce? Pentru că și simbolul credinței ne arată destul de frumos. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitor și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător, care de la Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Deci iată, treimea persoanelor în ființa Sfintei Treimi. Iată unitatea sau dragostea. Duhul mântuiește, Fiul ridică și curățește și Tatăl creează, proniază, acoperă și iubește. Și trecând mai departe, la mai alte amănunte care au fost aici notate, acest canon al cărților Vechiului și Noului Testament a fost apărat mai târziu și în vremurile de după Hristos prin ce? Prin organele de disciplină în biserică sau puterea eclesială sau puterea disciplinară care a mers din apostol, pentru că biserica este, cum spune crezul credinței, apostolicească și sobornicească. Și ce au făcut apostolii? Au predat harul Duhului Sfânt preoților, episcopilor, diaconilor, bineînțeles, episcopul fiind primul, că el are puterea de a sfinți preoți. Iar după aceea, când a văzut că această orizontalitate a conducerii în biserică are nevoie de o disciplină și mai mare, pentru că în baza 2-3 se întărește cuvântul Scripturii, tradiția în aspectul ei dinamic, adică de păstrare adevărului Sfintei Scripturi, a apelat la un organ legislativ mai puternic, sinodul, adică totalitatea episcopilor dintr-un local, deci dintr-o autocefalie a unei biserici, cum ar fi sinodul ortodox, grec, alexandrin, bulgar sau sârb sau care mai sunt de Ierusalim, și sinodul ecumenic, forul cel mai înalt de legislație în biserică asupra cărților și a Sfintei Scripturi și asupra părții dogmatice și asupra părții vorbite, adică a părții literare. Pentru că Scriptura, la rândul ei, are trei moduri de interpretare. Este modul literar. Sau toată istoria mântuirii neamului omenesc de la Adam și până la Hristos și până în zilele noastre. Este felul dogmatic, pentru că una scrie și alta înseamnă. Și cel, deci după dogmatic,
este și cel duhovnicesc sau revelat. Deci cel pe care nu este dat nimănui, cum spune Apostolul Pavel, să fie tălmăcitor sau învățător. Unii i-a pus Dumnezeu în biserică apostoli, pe alții i-a pus propovăduitori, pe alții i-a pus învățători, pe alții i-a pus profeți și așa mai departe, spune, dar calea cea mai înaltă este a dragostei, că toate le trece, le iartă și nu pierde niciodată. Deci de ce vreau să spun acest lucru? Când nu s-a mai putut... Deci nu s-a mai putut stăpâni furia sau urgia celor care au vrut să schimbe adevărul revelat direct de la Dumnezeu omului, s-a apelat la forma cea mai înaltă, deci s-a apelat la forma sinodală, universală sau ecumenică și Biserica și-a păstrat canonul cărților Vechiului și Noului Testament și învățătura de credință creștină pe baza acestor sinoade, alcătuind încă un lucru în Biserică. Rânduiala canonică sau puterea disciplinară a canoanilor, care și ele la rândul lor au fost apostolice, sinodale, au fost sinoade locale, au fost apoi canoanele Sfinților Părinți. Ioan Pusnicul, Nichifor Mărturisitorul, Grigorie de Nisa, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și mulți alții, că nu-i știu eu pe toți că sunt leneși. De ce spun lucrul acesta? Fiecare în felul lui, fiecare insuflat de Duhul Sfânt a arătat părticica divină primită în sufletul și în mintea lui, probată și trăită pe viața lui, până acolo unde a fost nevoie ca tradiția să nu schimbe ceva din caracterul dogmatic și să nu schimbe ceva din caracterul istoric, dar a putut să o îmbogățească. Și vă dau o pildă ca să mă înțelegeți. Într-un sat la mormântare, de pildă, se scot 20 de podoabe. În altul se scot 10. Asta nu înseamnă că mortul nu este mântuit. Într-un sat se obișnuiește să se cânte 5 tropare, să spunem, sau 10 la fericire. În altă parte se rânduiește să cânte 3 sau toate să se citească. În altă parte se obișnuiește să se facă liturghia la ora 10. În altă parte se obișnuiește să se facă la ora 7. În altă parte se rânduiește să facă la miezul nopții, după miezul nopții slujbe, sau în diferite ore ale zilei. Ei, acest aspect dinamic al tradiției locului nu vine să schimbe învățătura sau caracterul dogmatic și caracterul concret, sacramental al Sfintei Scripturi sau a învățăturii bisericești. De aceea noi trebuie să nu fim nici sectari la minte, dar nici să fim puturoși și să ne lăsăm vânduți și să ne lăsăm purtați pe ape de valurile amăgitoare ale acestei vieți. Adică ce vreau să spun cu aceasta? Cine nu cunoaște Sfânta Scriptură, este obligat întâi și întâi să citească capitolul Facerii din Vechiul Testament. Dacă a citit capitolul Facerii, de acolo încolo Dumnezeu luminează să înțeleagă și restul. Cel ce se înfinge direct la versete și învățături și caută să-L tâlcuiască pe Dumnezeu după mintea Lui, cade. Iar cei ce vor să citească Noul Testament, să înceapă întâi cu faptele apostolilor și apoi să se bage în Evanghelie. Din ce cauză? Faptele apostolilor sunt cele mai concrete și mai frumoase învățături despre temerea Bisericii de răsărit, prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, înălțarea la cer și trimiterea Duhului Sfânt sau desăvârșirea Bisericii creștine. De ce vă spun lucrul acesta? Ne-au luat-o și sectarii mei. Ne-au luat-o și celelalte confesiuni de credință, prezentându-ne felul lor dogmatic, felul lor moral, felul lor spiritual de a privi învățătura Sfintei Scripturi. Noi nu suntem cei care mergem la iad sau la rai cu Biblia în mână. Nu o să facem reclamă cu ea niciodată. Pentru că mai departe Mântuitorul Iisus Hristos a spus, prin gura Sfântului Ioan Gură de Aur și în oameni, zice, toate relele vin în lume prin necunoașterea Sfintei Scripturi. Toate relele vin în lume prin necitirea Sfintei Scripturi. Și toate relele vin în lume prin lipsa moralei creștine. Iar toată morala creștină și toată învățătura despre morala creștină o găsim în Moise și în proroci, adică în lege. Nimeni nu o să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu dacă va sta să-L cunoască numai pe calea cea orală sau naturală. Și revelația naturală este la fel ca și cea supranaturală un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar cum? Din zi din. Cerul ne spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tărie. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință.
Tu ai pus în munți izvoare, adăpost cerbilor. Tu ai pus iarba spre slujba asta, pe hrana dobitoașilor și pajiște spre slujba oamenilor și spre hrana oamenilor. Și toate, deci cum sunt arătate în psalmul vecernii și toate celelalte. Dar aceasta nu împlinește și nu desăvârșește cunoștința noastră spirituală despre adevărata putere a lui Dumnezeu. Pentru că la rândul ei, revelația, deci la rândul ei, revelația naturală se mai cheamă și catafatică, adică mărginită, iar cea supranaturală se mai cheamă și apofatică sau nemărginită. Nimeni nu o să poată să dea explicație. Vă dau un exemplu și ne apropiem de sfârșit. Vă dau un exemplu. Cine a văzut un pom poate să-mi spună de frumusețea lui Dumnezeu. De ce? Uitându-se numai la florile de primăvară, când înflorește toată natura. Mi-a plăcut într-o zi formula cuiva că s-a dus la un părinte bătrân și a spus, ce părinte, mă cam mândresc. Zice, fă-mi un bob de grâu acum, repede, să văd cum îl faci. Și zice, după aia îți dau voie să te mândrești. Și acela a spus, păi nu-l pot face. Și dacă nici bobul de grâu nu-l poți să faci, atunci cu ce te mândrești? Și i-a închis gura. Dar nu asta este important. Ci vreau să spun, dacă toate florile, pădurii, iarba câmpului, pajiștea și cum spune mai departe tot pildele lui Solomon, ci că în toată înțelepciunea omului, el n-a reușit să se îmbrace precum crinii țarii. Ei, dacă noi n-am reușit să ne îmbrăcăm în parfumul florilor, în verdeața și în gingășia lor, cum vom putea să ne îmbrăcăm în învățătura Sfintei Scripturi necercetându-o? Pentru că de la har vin acestea. Și trecem acum la altă mărturie, mai ușoară. Deci, printr-un pom l-am cunoscut, printr-un om l-am cunoscut, că este icoana mea. Printr-o pasăre l-am cunoscut, că cântă și dă slavă lui Dumnezeu. Printr-o floare, că miroasă și are 100 de culori. Dar acum te întreb pe tine, poți tu să-mi explici mie ce a simțit Pavel într-al treilea cer? Poți să-mi explici mie ce a simțit Toma când a atins coasta de văpaia Mântuitorului? Poți să-mi explici ce a simțit Maria Magdalena când i-a sărutat picioarele Mântuitorului și apoi a primit acea învățătură, nu mă atinge, pentru că n-ai ajuns în desăvârșirea spirituală nemărginită să știi cum să stă de-a dreapta Tatălui Mântuit? Că nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru. Poți să-mi explici cum s-a răsturnat piatra de pe mormânt și cum Dumnezeu stătea în lumina cea pururea fiitoare, pentru care nu este umbră de schimbare? Poți să-mi explici cum îngerul își permitea să le spună mironosiților de ce căutați pe cel viu cu cei morți, că ce-a înviat nu mai este aici. Poți să-mi explici cum stătea Dumnezeu în aceeași clipă cu sufletul în iad, cu trupul în mormânt, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl? Nu o să poți să explici niciodată. Deci sunt lucruri de revelație apofatică, nemărginită, pornite din izvorul cel mai presus de gândire omenească și din izvorul cel mai nemărginit a puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină și mai presus de toată lumina. Dumnezeu este putere și mai presus de toată puterea. Dumnezeu este iubire și mai presus de toată iubirea. Dumnezeu este bunătate și mai presus de tot izvorul bunătății. Și nimeni nu ajunge la mărginirea Lui. Pentru că, de fapt, ce este Dumnezeu? Dumnezeu este totul întru toate, adică cea mai înaltă teologie a revelației și întru nimenea nimic. Adică Dumnezeu din toate se cunoaște și din nimic nimănui. Dacă am rupt o floare, nu l-am rupt pe Dumnezeu. Dar dacă m-am uitat la o floare, l-am văzut pe Dumnezeu. Dacă am tras o palmă unui om, nu l-am bătut pe Dumnezeu. Dar dacă am dat un sfat bun unui om, îl am dat lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă roada apropiului e folosul tău. Deci de aceea să avem în minte trei lucruri. Scriptura este doar un îndreptar. Este doar o cale. Este portița pe care să intre spre calea vieții. De aceea în Biserica Ortodoxă s-a rânduit pe lângă Sfânta Scriptură celelalte cărți ajutătoare de tâlcuire ale Sfintei Scripturi insuflate din Duhul Sfânt Sfinților Părinți. Adică agiografilor, cum folosesc termenii domnești, scriitorii de astăzi ai dogmaticii. Harismele acestea de a scrie, cum a avut Sfântul Ioan Gură de Aur, insuflat de Apostolul Pavel, Chiril al Alexandrei, Maxim Mărturisitorul, Teofil, Tertulian, toți care au scris, Eusebiu de Cezarea, Vasile cel Mare, n-au fost altceva decât lucrurile nemărginite al lui Dumnezeu, în mintea lor plină de har și de Duh Sfânt, însoțite de ce? De ce? De trei lucruri. De post, că și Mântuitorul a postit, de rugăciune, că și Mântuitorul s-a rugat, de smerenie, că și Mântuitorul s-a smerit, și de iubirea lui Dumnezeu, că și Hristos ne-a iubit și L-a iubit.
S-a pus între noi și Dumnezeu chezaș, pe Dumnezeu mângâindu-L prin răscumpărarea noastră, iar pentru noi murim să ne vadă aduși cu El. De aceea spun, Sfânta Scriptură trebuie să existe în casa oricărui creștin. Și noi știm, de-a lungul vremii, un lucru care l-am trecut cam ușor, așa, din fugă, Sfânta Scriptură a trecut prin mai multe faze și etape, ca să spun așa și să închei, să știți. A fost întâi traducerea ebraică, apoi a fost mai târziu, după cucerirea Babilonului, limba aramaică sau semită, cum i s-a mai spus, un dialect mai apropiat al limbii ebraice, apoi cea mai veche traducere înainte de Hristos, cu aproape 300 de ani, 270-280 de ani, Ptolemeu Filadelfu cu Septuaginta, deci care a tradus prima traducere a Scripturii din ebraică în greacă, iar mai târziu, de-a lungul vremii, s-a tradus după aceea. S-a tradus și în românește și cea mai veche ediție dintre toate este parcă 1688, Cantacuzino la București. Sper să nu fi greșit. Și Testamentul Nou de la Bărgrad. Dar dacă ați citit istoria bisericească, ați văzut diaconul Coresi, care își aduce argument, asta, un bun aport în introducerea scrisului românesc în biserică, Antimivireanu, Dostoftei, Varlam, Veniamin Costache și toți ceilalți care n-au făcut altceva decât să ducă o etapă de înflorire duhovnicească a bisericii prin traducerea cărților de cult în limba românească, adică și în limba moldovenească, și în limba latină, și în limba românească de astăzi, pe care o vorbim noi de toate zilele. Nu ne interesează două lucruri pe noi și trebuie să le avem bine în minte. Nu ne interesează textul literar al Scripturii. S-ar putea într-o Scriptură să găsești, de exemplu, al de Biblia de Șervan, al de Biblia de Galaction, al de Biblia din 14 sau din 18 sau din 21 sau din 32 sau din 76, anumite cuvinte schimbate după noile dicționare. Aceasta nu înseamnă că s-a schimbat caracterul dogmatic al Scripturii. Dar nu aceasta trebuie să arătăm. Când vom găsi schimbate fraze de-a întregul, sau când vom găsi capitole scoase de-a întregul, sau când vom găsi lipsită Sfânta Cruce, unul care și-a făcut teologia sau are doctorat, el știe ce să aleagă din ea și să-i găsească greșeala. Tu, ca om creștin, faci frumos un foc sau un gropi și i-ai dat foc și-a ars și-ai terminat fără ca să mai te duci cu ea, să o porți prin traistă, pe la preot, să faci mare garangat, să uite ce am găsit sau nu știu ce. N-are cruce pe ea și nu scrie cu aprobarea Sfântului Sinod, nu citești din ea. Sau oprești numai Vechiul Testament, că ăla n-are cu ce să fie greșit. Iar Noul Testament te duci și ți-l iei din biserică. Deci un lucru frumos care merită să fie în casa creștinului trebuie să fie acesta, Biblia. Iar pe lângă Biblie căutați să aveți în casa dumneavoastră pentru citirea personală a lecturii spirituale, așa, comentariile Evangheliei la Matei de Sfântul Ioan Gură de Aur, comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur la Evanghelia de la Ioan, comentariile lui Chiril al Alexandrei, s-a tipărit acum suficient. Deci dacă aveți acestea, sau Mântuirea Păcătoșilor, sau Hristoitia, sunt cărți tradiționale care au cuprins tradiția și învățătura creștină pe ce? Pe marginea Scripturii. Deci n-au luat-o așa orbește, îi spui sectarnici că tu îi spui versetul, zice, și vor ieși la vreme de apoi prorocii mincinoși, păi, că voi sunteți aceia. Deci noi suntem. Noi suntem de 2000 de ani și tu, ei sunt cei drepți. Ei veniți de ieri și tot ei drepți. Deci nu trebuie să stai să te contrazici cu el. Ce faci, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Bună ziua să nu-i dai și la masă să nu stai. Iar dacă te invită la vorbă, îi spui, tu ce mărturisești? Adevărul. Care adevăr? Pe care îl mărturisește biserica. Și ce adevăr mărturisește biserica? Pe care îl mărturisește Scriptura. Și care mărturisește Scriptura? Care îl mărturisește biserica. Și în felul acesta l-ai încurcat și cu el ai terminat. Când te apuci, tu slab fiind, de tâlcuirea Sfintei Scripturi sau de învățătura Sfintei Scripturi, și începi să dai în bâlbâială că el este foarte bine pregătit și dotat și acei dragi pitonicești și arhiconii insuflă mintea, încât și Sfântul Nicolae la Sinodul I Ecumenic s-a spăimântat când l-a văzut pe bătrânul Spiridon la 90 și ceva de ani, că sta de vorbă cu ritorii lui Arie. Și ce om neînțelept, zice, unde s-a băgat, nu știu ce o să iasă. Și Sfântul Spiridon îi spune, zice, fiule, mută să fie gura ce vorbește împotriva adevărului. Și a muțit pe loc. Și atunci, în clipa aceea, a spus marele împărat Constantin, nu de vorbe e nevoie, de fapte. Vorba sună, fapta tună. Și când a strâns cărămida în mână, s-a demonstrat adevărul Sfintei Treimi, fără ca să citească Scripturile.
Deci lucru care nu poate nimeni să-l conteste. Deci atât revelația naturală, cât și revelația supranaturală, cât și Scriptura, cât și tradiția, sunt legate strâns una de alta. Dar suntem noi legați mai mult de ele prin ce? Să nu încercăm să ne alocăm noi de acum revelații supranaturale, să nu încercăm noi să ne alocăm de acum revelații naturale, sau să ne vedem noi proroci sau insuflători ai lucrurilor din Sfânta Scriptură, cum de obicei se întâmplă și a început la coada veacului și pentru zona dumneavoastră aveți acolo frumos, parcă bârladul turma lui Ilie. I-ai scos vrăjmașul pe fața pământului și pe ăștia. Deci numai ei lipseau. De ce vreau să vă spun? Trebuie să fiți foarte atenți că și cei care vor să se mântuiască, dar nu știu pe ce cale să alerge și aleargă afară din Scripturi, să rătăcesc neștiind Scripturile și să duc la pieire. Deci când nu știi, te duci la preotul din sat. Deștept sau prost îi pui întrebarea și păzește-i răspunsul care ți l-a dat, că lesne te vei mântui. Că așa spunea un Sfânt Părinte, de vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Amin.